Sute de plante de cânepă au fost depistate într-o seară din raionul Hâncești de către oamenii legii. În vizor sunt 5 bărbați care cultivau plantele, iar apoi se pregăteau să le prelucreze și să le scoată pe piață. Potrivit poliției, suspecții cu vârste cuprinse între 23 și 43 de ani aveau rolurile bine împărțite. Mai bine de 2 luni au durat operațiunile de monitorizare a celor 5. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile bănuiților în raionul Hâncești, a fost depistată o seră destinată cultivării plantelor de cânepă, de unde au fost ridicate 188 de plante și peste 100 de ghivece, dar și o armă deținută legal. Suspecții au fost reținuți și plasați în izolator. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 15 ani.